Salutare! Astăzi o să facem un versus. Drujba chinezească Ural 5800. Adică asta cu lamă și lanț de la Zenoa. Sau Husqvarna 570. Stil 35 RS. De ce curge așa uleiul pe ea? O să vă vorbesc la final. Ce și cum am făcut. Haideți să vedem. Acum, drujba Zenoa sau Husqvarna 570, același lanț, aceeași lamă, tot la fel. Să vă arăt ce am folosit ca să am pas 3-8 la drujba chinezească. Am folosit o oală de ambreiaj cu rotiță motrică. Normal că nu vrea să focalizeze, dar o să focalizeze el. Rotiță motrică cu interior de 19,5 mm. Și acum o să pun pe ea rotița motrică 325 și o pun înapoi pe drujba. Bun, ca de final, să vedem drujba chinezească și pe pas 325. Lanț stil 25 RS.
rumegușul, lemn de nuc, nu-i putred, doar aici jos un pic e uscat. Bun, haideți pe final să povestim puțin. De ce n-am făcut mai multe teste cu lama de 45 cm pe drujba chinezească? Pentru că nu se potrivește la gaura de ungere. Lamele astea de la drujbele astea mai mari sunt un pic mai neobișnuite. Nu se potrivesc pe drujbe mai mici la gaura de ungere. Ca să fac trecere, ați văzut cum am făcut cu rotiță motrică 3.8. La test am folosit Steel HP Ultra, ulei și benzină de 99 la ambele drujbe. În rest tot identic, la mălanț și doar pe final acum am pus și 25 RS-ul pe pas 3.25 la drujba chinezească. Cine vrea să creadă bine, cine nu, eu chiar nu mai mă stresez deloc, la fel și cu drujba Z9 sau Husqvarna 570, la iarăși nu mai îmi pasă și tot așa. Astea au fost schimbările și ceea ce am făcut pentru testul ăsta. Da, pe drujba chinezească merge pas 3.8, dar folosiți lame de la 40 cm de în sus, din alea de drujbe mai normale, nu de din astea, gen 365, de la Husqvarna și alte modele care au sistemul ăsta cu gaură mai, cu gaura mai sus pe lamă dată. Dar pe drujbă chinezească merge lamă de 40 de centimetri, pas 3.8 cu lanțul Pico Super, o să meargă fără probleme. Aia de 35 nu merge, să nu cumpărați de 35, că nu se potrivește, am încercat eu. Da, cam asta e, eu închei, vă mulțumesc pentru vizionare, sănătate și numai bine. La revedere, m-a prins și ploaie.